Bine v-am regăsit la Taina Verde. Începând de ieri până pe 23 iunie, arborele vedetă este smochinul. Este specific oamenilor inteligenți, independenți, puternici, cu un simț al umorului foarte dezvoltat, dar sunt oameni care sunt foarte mult purtați de sentimente. Detoane, cum le-am spune noi, și trec de multe ori de la o extremă la alta, acum se bucură, acum plâng. Gama de emoții este foarte variată și adesea foarte intensă. Floarea zilei de astăzi, 15 iunie, este macul. Macul cel roșu, pe care îl regăsim în această perioadă pe câmpuri și îl vedem în foarte multe zone de câmpie. Și frumusețea lui ne bucură și ne încântă întotdeauna. E bine să nu îl rupem de acolo, din locul în care îl vedem, pentru că poate ați observat, poate știa sau nu, se scutură foarte ușor și este o floare foarte sensibilă, petale foarte sensibile care cad imediat. Așadar, mai bine lăsați-l acolo să se bucure și alții de așa priveliște minunată pe care nu o întâlnim decât în această perioadă a anului. Ce să spunem de mac? Este pentru persoanele idealiste, intuitive, persoane care sunt foarte bune prietene cu tot ceea ce înseamnă artă, teatru, muzică, deci cu acest domeniu artistic, intuitiv, pentru că sunt persoane foarte intuitive, senzuale chiar, și adesea sunt niște visători incurabili, niște idealiști, dar visează la acel făt frumos, cel puțin în dragoste, și uneori universul îi răsplătește cu așa ceva pentru că perseverența lor dă roade. Așadar, nu renunțați niciodată la puritatea inimii și puritatea unui vis pe care îl aveți, deoarece nu se știe niciodată când va apărea în realitate, în manifestarea voastră. Tematica universală a acestei zile, începând de ieri și până pe 19 iunie, este cea a purității inimii. Și aici avem ca umbră vanitatea, pentru că, nu-i așa, orgoliul de multe ori ne împiedică să vedem la ceilalți sau în diverse situații în care ne aflăm acea puritate și bunătate a celuilalt și de multe ori chiar și pe a noastră. Suntem mereu pe repede înainte, mintea face tot felul de scenarii, avem tipare comportamentale care ne duc în tot felul de comparații și atunci ieșim din această stare de puritate, de autenticitate a inimii, a sufletului. În realitate, tot ceea ce este, mai bun, mai rău, pur și simplu este și îl percepem doar prin intermediul emoțiilor, într-un fel sau altul, ca fiind mai benefic sau mai puțin benefic, mai plăcut sau mai puțin plăcut pentru noi înșine, în funcție de toată subiectivitatea aceasta noastră, de preferințele pe care le avem, de istoricul nostru și de interacțiunile care ne-au condus până în acest moment la persoana care suntem, la personalitatea pe care o avem. Interesant este că și Uranus, planeta mentalului superior, este cea care ne guvernează și ne însoțește în aceste zile, timp de 8 zile, care au început de alaltăieri, și ne ajută să ascultăm și să ne deschidem spre noi perspective, spre noi puncte de vedere, spre noi moduri de a face lucrurile sau de a vedea anumite situații în care suntem. Așadar, o revizuire a părții noastre mentale este o perioadă bună în care tiparele mentale și vechi convingeri pot fi mai ușor înlocuite cu unele noi care să ne susțină în perioada actuală.
Așadar, momentul în care ne conectăm la partea noastră interioară, la puritatea inimii, ne luăm câteva minute măcar pentru a face asta, veți observa că acea liniște pe care o experimentăm în corpul fizic, fără gânduri, fără emoții, fără dureri sau senzații ciudate sau neplăcute în corpul fizic, ne ajută să ne liniștim, să ne relaxăm și să găsim cu mai mare ușurință noi perspective în tot ceea ce facem. Important e doar să ne punem în primul rând intenția de a ne dori o astfel de conectare cu noi înșine, o conectare profundă și să stăm locului ca să și ascultăm ceea ce vine, să fim deschiși, cu alte cuvinte, să primim aceste mesaje care vin de multe ori intuitiv în primele 2-3 secunde, pentru că apoi începem de multe ori să gândim, iar mintea este un expert în a ne da întotdeauna și argumente pro și argumente contra oricărei decizii pe care o emitem, oricărei convingeri pe care o avem. Și atunci nu putem fi în adevărul nostru, pentru că avem cu siguranță cu toții multe tipare pe care le-am, sau convingeri pe care le-am preluat, le-am moștenit și care în realitate n-au nicio treabă cu persoana care suntem cu adevărat, cu personalitatea noastră. Ca să pomenim și de animalele simbol care ne însoțesc zilele acestea până duminică, 19 iunie, este vorba de privighetoare, de lup și de insecta aceea micuță, călugărița. Dacă vă apar în realitate, în vis sau ca imagini sau pur și simplu drept cuvinte pe care le spun alții, înseamnă că ele vă atrag atenția cu ceva și dacă doriți, puteți căuta pe internet mai multe detalii referitor la simbolistica fiecărui animal sau păsări și să vedeți care este mesajul cu care rezonați. Deoarece fiecare dintre noi avem această parte mai conectată cu natura, cu intuiția, cu animalele până la urmă și plantele din mediul natural care ne pot ghida instinctiv, intuitiv spre răspunsuri care adesea depășesc cadrul mental și își au ca sursă un izvor mult mai autentic pe care îl putem accesa. Sursa, indiferent cum vreți să o numiți. Așadar, vă doresc ca zilele acestea să faceți alegerile potrivite pentru ca puritatea inimii să vă deschidă, astfel încât să vă conectați mai profund cu voi înșivă, dar și cu ceilalți în toate interacțiunile pe care le aveți, să dați fiecăruia o șansă, astfel încât să vedeți printre altele și resursele și lumina interioară a fiecăruia, așa cum este în momentul actual, având compasiune față de noi înșine și față de cei din jurul nostru. O seară minunată să aveți!